Salutări și bine ați revenit la un nou clip din Terariu. Miercuri n-am mai postat pentru că marți, care e ziua mea de filmat pentru miercuri, am fost plecat la Cluj, am fost plecat pe traseu, am ajuns tocmai noaptea târziu. N-am filmat nimic nici pe aici pe acasă, nici pe acolo, deci n-am avut material video. Dar astăzi vreau să fac un clip pe care îl aveam un plan de ceva mare de vreme să-l pun pe video, și anume ce animale sau ce reptile, de fapt, că asta ne bazăm, ce reptile nu recomand să vă luați ca pet, pentru că e o chestie destul de importantă, foarte mulți își cumpără că sunt simpatice animalele, dar în realitatea nu e chiar așa. Și vom pune pe locul 5, probabil, cea mai întâlnită reptilă ca pet, și anume țestoasa de apă. Indiferent de specia de care vorbim, țestoasele de apă sunt animale care au nevoie de foarte multe chestii și costă destul de mult. Ok, mare parte din oameni o cumpără când e atât de sau mai mică, pentru că acum la mărimea asta sunt extrem de simpatice și le vor ține într-o mizerie de aia de insuliță, care o primesc de la cei din peciopuri, nu vor avea parte de UV, o să-i dea să mănânce numai prostii și țestoasa va muri destul de rapid. Na, varianta asta nu este o variantă ok. Ci o variantă ok este să iei un bazin de ăsta, precum am aici, astea negre, pentru ca țestoasa să nu vadă în lateral, pentru că țestoasele nu identifică geamul. Ele nu disting faptul că acolo este un geam, să lovească, o să încerce continuu să iasă din el. Unul la mână. Doi la mână. Au nevoie de bec UV. Orice țestoasă de apă, sau de fapt majoritatea țestoaselor de apă, pentru că țestoasa aligator, spre exemplu, este un pic mai specială, ea nu are nevoie, dar majoritatea țestoaselor de apă au nevoie de bec UV. Pe lângă asta au nevoie de un bec de căldură. Și problema țestoaselor de apă, cea mai mare problemă, este faptul că ele cresc foarte mari. Și vor trece câțiva anișori, nu foarte mulți, și țestoasa noastră va arăta așa. Trebuie să ținem cont că astea sunt niște animale care trăiesc 40-50 de ani, poate chiar și mai mult de atât. Teoria zice că pleacă de la vreo 30 de ani în sus, limita vârstei lor. Deci vor ajunge un animal foarte mare, care are nevoie de un spațiu destul de mare. Probabil că minima ar fi un bazin de ăsta rotund, precum am eu asta de 275 de litri, 110 cm în diametru. Însă, da, sunt relativ ok. Astea sunt animale, totuși, care trebuie să stea în iaz. Deci, în niciun caz, nu recomand țestoasele de apă la apartament. Sunt animale mari. Pângă asta, miroase destul de urât apa, pentru că ele trebuie să mănânce, multe dintre ele, pește și carne. Chestii care lasă un miros destul de nasol. Fecalele lor, din nou, fac ca apa să miroasă destul de tare. Trebuie schimbată foarte multă apă. La o țestoasă de genul ăsta îți va trebui un filtru industrial ca să facă față, un filtru foarte, foarte mare, pentru că un filtru normal nu va avea absolut nicio șansă. Deci, dacă aveți de gând să vă cumpărați o țestoasă de apă, sfatul meu, răzgândiți-vă, căutați o altă alternativă, pentru că astea sunt niște animale care vor ajunge să vă coste extrem de mult și să vă ocupe extrem de mult spațiu. Numărul 4 pe lista animalelor pe care nu le recomand sunt pitonii reticulați. Da, pitonii reticulați, care câteodată sunt foarte simpatici și sunt foarte frumoși. Asta cu sunt foarte frumoși nu doar câteodată, ci întotdeauna. Pitonii regali sunt, din punctul meu de vedere, printre cei reticulați, pardon, sunt printre cei mai frumoși șerpi care există pe lumea asta. Și sunt excepțional de simpatici, mai ales că sunt extrem de mari. Dar ăsta este și marele lor minus. Faptul că sunt mari nu înseamnă că sunt ok, pentru că problema reticulaților e că sunt un pic mai temperamentali față de alte specii de piton mare, precum pitonul birman. Ăștia sunt un pic mai sandilei și au nevoie de mult mai multă interacțiune. Trebuie lucrat mult mai mult cu ei pentru a se calma. Și câteodată, nici faptul că investești mult timp în animal nu-ți garantează faptul că vei avea parte de un animal ok, precum am eu aici. Care asta este un pic mai tembelă de felul ei. Și anăpârlie,
bineînțeles că a mai rămas niște piele. Asta este sosul care îi acoperă ochiul. Să o scot de aici. Hop, ușor, 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 calmează-te. Și se vede aici pe spate, i-a mai rămas un pic de piele. Nu a năpârlit deloc dintr-o bucată, ci a năpârlit pe bucăți. Multe, multe bucățele. Bun, este o femeluță de reticulat Super Tiger pe care o am de 2 ani. 2 ani și un pic, de fapt. 2 ani și o lună, ceva de genul. Are de când e la mine. Are undeva la vreo 2 metri jumate, cred. Undeva la vreo 2 metri jumate. Din păcate, femeluța asta are ceva probleme psihice. Acum o scot, e relativ calmă, nu are un comportament tot mai tipic, nu am încredere niciodată în ea. Există șansa, oricând, să mă muște. Pentru că așa face ea. Câteodată îi se pare ceva ciudat, jap și mă și mușcă. Acum vreun an, cred, poate mai puțin de un an, a fost mușcat chiar de aici de față. M-a luat în timp ce o manipulam. Faptul că o las pe, să stea pe spatele meu, e destul de riscant. Mai ales că o văd în comportament, cum tremură continuu, și acum încearcă să se uite pe aici. Alte chestii pe care fac tot în reticulație. Bun. Ea are foarte mult de crescut. Asta este unul dintre motivele pentru care nu-i recomand. Faptul că sunt niște șerpi foarte, foarte mari. Ajung la 4-5 metri în mod constant. Asta dacă nu vine dintr-o linie de super dwarf care rămân undeva la vreo 2 metri. Dar în general se fac destul de mari. Sunt niște șerpi mari, niște șerpi lungi, niște șerpi grei și niște șerpi extrem, extrem de puternici. Practic și la mărimea asta, dacă își pune mintea cu mine, poate să-mi dea somn în câteva secunde. Poate să-mi fășoare în jurul gâtului, să mă stranguleze și pur și simplu să leșin cu ea de gâtul meu, fără să vrea să mă mănânce, pentru că nu întotdeauna totul se reduce la a mânca, ci se poate speria și poate reacționa într-un mod prostesc. Sau poate să se simtă un pic în neregulă, să nu se simtă în siguranță și atunci se va înfășura de gâtul meu ca să aibă punct de sprijin și se va înfășura destul de tare, iar există șansa să-mi dea somn. De aceea este foarte periculos de lucrat cu așa. Și după cum am spus, trebuie lucrat continuu, continuu, continuu. După ce o să o bag la loc, o să vedeți că o să muște din geam. Este o altă chestie pe care o face exemplarul ăsta. Ceilalți nu fac așa, ea face. Deci avem unul care reacționează urât. Asta înseamnă că nu toți sunt cei mai calmi șerpi. Și dacă ai un pic de ghinion, poți să dai de unul destul de nenorocit. Am văzut și exemplare mai nasoare, care oricât ai fi încercat să manipulezi la ei, n-au niciun rezultat. Pe lângă asta, fiind un șarpe mare, are nevoie de hrană foarte mare și de un terariu destul de mare. Momentan stau pe terariile astea 140, 50, 50, care sunt Nu sunt foarte, foarte. Sunt ok, momentan. La mărimea asta încă îi e ok, momentan. Dar destul de curând va trebui să o mut pe un terariu și mai mare. Pe un terariu de 2,60 m. Deci un terariu relativ mare. Așa. Mănâncă mult umiditate. Iar probleme au foarte mari cu umiditatea. Și pentru un constrictor mare, umiditate suficientă nu se poate să faci nici cum, pentru că nu există modalitate în care să ajungi la 80-90% umiditate în terariu și terariul să-ți reziste. Aia e problema. Pentru că făcând un terariu mare, singura variantă ar fi din PVC, dar și acolo nu știu dacă poți să ții atât de multă umiditate cât au ei nevoie. Provin din mediile tropicale, unde umiditatea este extrem de ridicată și reușesc să năpărlească destul de ușor. În terariu, năpărlesc destul de greu. Vedeți? Bucăți și bucăți și bucăți de piele. Peste tot bucăți de piele. Asta se întâmplă când umiditatea este insuficientă și cam întotdeauna umiditatea este insuficientă. Pe lângă asta avem bucăți mari de fecale care provin ca și restul dintr-un șobolan, din fapt nu dintr-un șobolan, ci din vreo 2 șobolani relativ micuți. Niște șobolani de la undeva la vreo 200 de grame, nu au fost niște șobolani foarte mari. Deci fac nevoile destul de mult și în momentul când mănâncă un iepure, cum este femeia cealaltă, femeia de la Van der Albino, mă aștept la o balegă destul de serioasă imediat ce va năpârli, pentru că acum a intrat la năpârlire. Reușesc cumva, în momentul când mănâncă o pradă mare, să năpârlească destul de des.
imediat după ce am mâncat, intră la năpărire și năpăresc și dau blana jos. A sărit să muște de când m-a văzut în că mă apropii de cutie. Să iau să o bag înapoi. Da. Și acum, pur și simplu se activează. Nu am înțeles niciodată exact care este comportamentul și, de fapt, care este motivația comportamentului prostesc, dar întotdeauna face chestia asta. După ce o bag la loc, mușcă, pur și simplu mușcă din geam, încercând să mă dovedească pe mine. Da. Gândiți-vă la 4 metri și așa de groasă. Gândiți-vă cum va reacționa atunci. Sau cum va trebui să lucrezi cu un animal de genul ăsta atunci. Pentru că, în mod clar, o mușcătură de la un șarpe atât de mare, precum va fi ăsta, vă garantez că nu este absolut deloc plăcut și 100% rezultatul va fi o vizită serioasă la spital și cei de la spital să coasă un pic la zona mușcăturii. Da, pitoane reticurați. Nu vă recomand decât dacă aveți extrem de multă experiență cu reptile. În ultimul timp, bănuiesc că majoritatea ați făcut cunoștință cu domnișorul Grivei, caimanul meu pe care l-am primit, donație de la domnul Ciubix. Mulțumesc încă o dată. Da, în ultima perioadă cumva am fost întrebat de mai multe persoane de unde pot să-mi iau un caiman, de unde pot să-mi iau un crocodil. Într-adevăr, crocodilienii, indiferent de specia lor, sunt niște animale extrem de impresionante, arată într-un mare fel, cumva îți dă aspectul de preistoric și probabil că ne și alimentează fascinația multora care am crescut văzându-l pe Steve Irwin, The Croc Hunter, la treabă. Dar de la a-i vedea la TV până la a deține așa ceva, este un drum excepțional de lung, și pavat cu multe greșeli și mulți bani băgați și chestii de genul ăsta. Momentan, varianta asta în care țin e relativ ok, nu este 100%. Am tot zis că îi pun ceva acolo sub bec să poată să iasă, dar încă nu am reușit să fac chestia asta. Și când vine vorba de crocodilieni, mare parte din ce găsim în, între ghilimele, comerț, ce se găsește pe piață, sunt caimani, precum acesta. Acesta este un smooth-fronted caiman, nu știu exact cum s-ar traduce, caimanul cu fruntea netedă, ceva de gen. Asta este a treia specie de la coadă ca și mărime, cum ar veni? A treia specie, cea mai mică. Cred că pot să spun așa, cea mai mică. După cuvier și mai e încă unul, cuvier, caimanul cuvier fiind cel mai mic. Ăla probabil că ar fi singurul crocodilian pe care aș putea să vi-l recomand, ăia ajungând la maturitate între 90 și 120 de centimetri. E, ăsta se poate duce la 150 de centimetri, un metru jumate. Momentan el are 70 de centimetri, e destul de mic, dar la mărimea asta este un animal foarte puternic, care doar trebuie să te atingă cu dinții și te va tăia, pentru că are niște dinți extrem de tăioși. De aceea nu este absolut deloc de joacă. Și problema cu caimanilor în general e faptul că socializarea cu ei se face extrem de greu și extrem de puține șanse sunt ca rezultatul să fie un animal docil sau calm sau mai puțin agresiv. În general, sunt niște animale extrem de agresive, teritoriale, defensive și destul de nervoase. El nici măcar nu mănâncă de față cu mine, deci trebuie să plec de acasă ca să mănânce, altfel nu prestează deloc. Dar sunt mulțumit de faptul că mănâncă. Și da, sunt simpatici, dar nimic mai mult. Nu vă recomand, nu vă luați, nu încercați, nu vă vine vreo idee să vă luați caimani sau caimani în general, pentru că nu sunt niște animale deloc simpatice. Numărul 2, iguana verde. M-am gândit foarte mult dacă să-l pun pe locul 2 sau locul 1. Ia uite-l mă cum mănânc, ia uite-l în ce hal mănânc. Stai proste aici. Ta. În ce hal poate să mănânce?
Deci că n-am mai mâncat niciodată. El e foarte slăbănoc. Dar e slăbănoc cu mâncare în castron. Mă, la început bag așa prostește, mănâncă aplea, după care rămâne mâncarea pe aici și nu mănâncă. Da, locul 2, iguana verde, un animal care se comercializa în draci, în peciopurile din România, acum 10 ani, 10-15 ani. Și din toate iguanele alea, nu știu dacă mai trăiesc, să zic 10 în România, nu știu dacă mai sunt 10 iguane mari prin la noi, prin România, pentru că mare parte din ele au murit în condiții, pentru că au fost ținute în condiții oribil de proaste. Ia uite-mă cum mănâncă. Băi, prostule, băi. Mănâncă, mă, ca lumea, mă, tată. Mănâncă încet, nu mai lua ca bolovan. Dovleac cu salată și fie. Mai mult de pe jos. A, și praf. Norocă un prost care să stea lângă tine să-ți dea mâncarea înapoi în castron. Da. Iguanele sunt șopurile foarte mari. Marcel are 1,35 m și este subdezvoltat. El putea să crească și mai mare. Masculii de iguană ajung până la 1,80 m lungime. Deci sunt niște șopârle excepțional de mari. Sunt niște șopârle vegetariene, ceea ce înseamnă că trebuie să mănânce în fiecare zi, absolut în fiecare zi. Nu trebuie sărite de la masă. Și am nevoie de mult spațiu. Terariul lui are 2 metri lungime, 1,40 m înălțime și 60 lățime și totuși mi se pare destul de mic pentru o șopârlă de gabaritul lui Marcel. La vară sper să-i fac ceva prin curte, să stea în un țarc mare de 3x4 metri, 3x3 metri, vedem ceva de genul. Da, pe lângă asta are nevoie de UV și becuri de căldură, are nevoie de temperatură de minim 27 de grade pentru a putea digera corespunzător hrana, pentru că altfel nu va funcționa cum trebuie. Și problema iguanelor e că atunci când ajung la maturitate și intră în sezonul de reproducere, sunt destul de agresive, în special masculii. Singurul scop al lui Marcel în perioada de reproducere era să mă omoare. Iarna asta pare că e ok momentan, dar cred că va începe destul de curând, pentru că am văzut niște tentative așa mai războinice din partea lui. Și o mușcătură de o iguană adultă îți poate reteza un deget. Și aici mă refer la un adult, nu la un copil, pentru că am auzit că mi-a cumpărat tati iguană. Ceea ce nu mi se pare absolut deloc în regulă. Astea sunt niște animale pe care le-aș da doar cu permisii, doar ca să faci dovada că știi exact despre ce e vorba. Deci, locul 2, iguana verde, una dintre cele mai mari șopârle din lume, ating 1,80 m. Nu vă luați iguane, nu vă luați iguane. Și ca să ții așa ceva liber prin casă, nu e nicio combinație, pentru că sunt șopârle arboricole, ceea ce înseamnă că se vor cocoța continuu, vor încerca să urce pe cel mai înalt punct de la voi, de la tine din casă, și va dărâma tot în jur. Va dărâma absolut tot ce ai prin casă. Bănuiesc că nu stați într-o peșteră ca să aveți decât pereți, ci aveți și mobilă prin casă și alte cele. Deci în niciun caz nu vă luați iguane verde. Încheiem clipul ăsta într-un mare stil, și cum mă refer mare, mă refer la gabarit. Și anume cu țestoasele pintenate africane, Centrochelys sulcata. El este panzer, ea este panzer de fapt. Panzer este o femeluță de sulcata, ceea ce înseamnă că nu se va face la nivelul unui mascul, dar șansele să ajungă la 40 de kg și carapacea ei să fie aproape dublă în lungime sunt destul de mari. Momentan are undeva la 30 de cm carapace și bănuiesc că are undeva la 12-15 kg greutate. Grea, într-adevăr, mai ales că este o testosă care are undeva la 6-7 ani, deci un animal destul de tânăr, până la 25 de ani, are timp continuu să crească. Am pus țestoasa pitenată africană pe primul loc, în dauna iguanei, vezi? Pentru că în ultima perioadă am văzut un aflux excepțional de mare de țestoase venind în România. Și nu numai în România, ci în toată Europa, probabil că va fi o problemă destul de mare când vine vorba de sulcat. Sunt niște animale
simpatice când sunt micuțe. Problema lor e că le cresc repede și foarte, foarte mari. Și pe lângă faptul că se fac foarte mari, au nevoie de a sta la interior pe timpul iernii. Și țestoase care nu rezistă la temperaturi joase provin din Africa, din zona subsahariană a Africii, până în vestul Africii. Deci trăiesc în zone aride, unde căldura este fantastic de mare. E, și aici avem probleme, pentru că ele vor trebui să stea undeva la vreo 6 luni în casă. Stând 6 luni în casă, e nevoie de un spațiu. Pentru o țestoasă mare, pentru o țestoasă foarte mare, în mod clar, trebuie un spațiu foarte mare. Momentan, ea stă aici în baie, momentan, pentru că în vreo 3 ani o baie ca asta nu va mai fi deloc suficientă pentru ea să mai poată locui aici și va avea nevoie de un spațiu și mai mare de atât. Dar o să-l facem pe viitor, la țară, o să-i pregătesc acolo locul. Însă, nu știu câte persoane care își cumpără sulcate au opțiunea de a le face o cameră de minim 2x2 pe perioada iernii, atunci când acestea vor fi adulte. Pe lângă faptul că camera aia trebuie să fie de 2x2, camera aia trebuie să fie foarte bine încălzită. Camera aia trebuie să aibă peste 20 de grade ca țestoasa noastră să fie ok. Deci necesită îngrijire specială maximă, are nevoie de spațiu foarte mare. Din păcate, nu o poți lăsa liberă prin casă, pentru că experiența mea cu sulcatele nu e chiar foarte bună. Adică își face nevoile peste tot prin casă și în momentul când face pișul, spre exemplu, acoperă lejer patru plăci de-astea de gresie. Gândiți-vă să facă treaba asta pe parchet. Așa, își face nevoile, face treaba mare, se pune în el, după care îl împrăștie. Sunt clipuri mai vechi pe canal în care am stăteam și strângeam, răcâiam rahatul de pe perete. Deci pur și simplu călcam el și după aia urca pe perete. Pe lângă asta mi-a distrus destul de multe chestii. Glasuri la uși, toc la ușă, aici, chiar și aici în baie. Mi-a agățat laptopul, mi-a spart tot felul de chestii. Reușește să strice, să agață de cablu, încearcă să mănânce orice alb. Sunt foarte multe prostii pe care poate să le facă sulcata într-o casă. Chiar dacă pare că e o țestoasă și că va fi cu minte, să știți că nu e deloc așa, sunt niște țestoase extrem de active. Față de alte specii de țestoasă, sulcatele mi se par extrem de active. Merg foarte, foarte mult, mănâncă foarte mult, totul e la superlativ. Până la urmă e de a treia specie ca mărime din lume după țestoasă de Galapagos și țestoasă de Aldabra. Trebuie să-i recunoaște meritele. Da. Sper că n-am omis nimic din ce poate să strice testoasa asta. Și pe lângă asta are nevoie de UV. Fără UV nu se poate dezvolta cum trebuie. Cel mai bine pentru ele este să stea jumătate în afară și jumătate în poate să stea liniștit înăuntru. Dar jumătatea de an trebuie să stea afară la forță maximă. Cam asta. Asta este topul celor 5 animale pe care nu vi le recomand. Încercați pe cât posibil să nu le luați, decât dacă sunteți 100% convinși că veți avea spații pentru ele. Nici eu nu am pentru ele cum trebuie momentan. Nici eu nu am. Și am o casă închiriată doar pentru animale. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, distribuie să facă și prietenii tăi și până data viitoare nu uita să promovați Terestica și iubiți toate animalele.